Vă place? Mi-am luat o șapcă de la peștera urșilor. Trebuia să am ceva să por pe cap pentru că soarele e cam puternic. Nu e tocmai culoarea indicată, e neagră, dar e mai mult decât nimic. Am ajuns la peștera cu cristale de la Farcu. Este singura peșteră de acest gen vizitabilă din Europa și a doua din lume. Mai există una în Africa de Sud. Ce am uitat să vă spun la peștera urșilor, lucru pe care, bineînțeles, l-am aflat de la ghidul de acolo, este că s-au descoperit în peșteră, după ulterior descoperirii peșterii urșilor, 141 de cranii de urși. Iar scheletul pe care l-ați văzut acolo este refăcut, am crezut că e scheletul, toate oasele de la același individ, nu. Este un schelet constituit din mai multe oase. Ghidul ne-a spus că în porțiunea destinată cercetării științifice, speologilor, acolo s-ar fi descoperit un schelet imens, integral, toate oasele aparținând aceluiași individ de urs. Adulții atingeau 3 metri și 1000 de kilograme, o tonă. Erau imensi. Și dacă stătea în picioare, 1,5 metri. Și dacă stătea în 4 labe, nu în 2, 1,5 metri. Deci, undeva pe aici. Uite un vagonet la live. Să vă arătăm peisajul de aici, de la peștera cu cristale. E... Ce a zis domnul ăla? Intrarea ei. A zis că toaleta e defectă, ceea ce m-a interesat pe mine. A, nu se poate. Da? Deci dacă ai nevoie și prin... sunt magneți cu lilieci din teracotă. Aici, în zona peșterii cu cristale, se observă în sol prezența fierului, culoarea aceea brun roșcat. Indică prezența fierului. Cum e solul prin unele țări africane, ați văzut, sau în Australia. Da, foarte interesant. Aici, peștera aceasta cu cristale, din câte știu, este o fostă mină de bauxită din care se extrage alumina din care se face aluminiu. Și a fost funcțional, adică s-a exploatat aici bauxită până în 1998. Nu știu, să vedem dacă am dreptate sau nu. Iar aici sunt vagoneți, există un vagonet. Mai sunt două persoane acolo care așteaptă și o să mai fină încă două persoane ca să intrăm. Probabil intrarea e pe acolo. De acolo am luat bilete. Da, sunt trasee, probabil. Cruce albastră. Peisajul e superb și aici. Așa cum v-am zis, aici e minereu de bauxită din care se extrage lumina și ulterior aluminiu. Iar acolo e un troiu. Acele troiu vagoneții erau scoși de acolo după un plan înclinat. E un plan înclinat acolo lung de 200 de metri și cu ajutorul acestui troiu vagoneții erau scoși până aici. Acolo e ventilatorul, care erau scoase gazele din frontul de lucru după cursare. Aici sunt lămpile cu acumulatori, căștile de protecție care erau folosite de bine, iar acolo e lampa de calzit care era folosită aici în subteran. Mina.
a fost imediat, dar tot care cresc orizontal. Iar creșterea lor e cu 1 mm la 15 ani. Creșterea estimată la 3 milioane de ani. Și pe sus. Calcit. Cristalele astea, dacă le scoți la lumină, se deteriorează. Curte, grădină, am stat 2 săptămâni. Atât. De la 107 am făcut 122 urechile. Asta e. Pe bune? Pe bune. Ați luat în greutate? Da. De ce? Și toți prietenii mei n-au putut mânca, au vomat, au mâncat o banană. Asta e, dacă le scoți la lumină, am înțeles că se deteriorează. Da. Cum se sfară, mă? Nu, o să vă arăt aici, de rog, cum se fac după ce... În primul rând, și eu o culoare din aia gălbuie și o să vă arăt cum se fac. Deci din alb dispar. Da. Aha. Nu o să vă arăt. Da, da. Pentru că afară nu are umiditate și temperatură. De exemplu, acolo. Da. Acolo apare o față de om, dacă vă uitați acolo. Dacă vă uitați în poză. O față de om? Da. Acolo. A, gura acolo. Gura, ochii. Da. Mai e și imaginația celui care privește. Cum, da, dacă... Da. Dar așa, dacă te uiți, așa nu se vede. Dar e interesant cum s-au format. Aici peștera mai continuă încă 60 de metri. Uh-huh. E rezervație naturală. Se vizitează și acolo, dar cu propriu și maxim 3 persoane. Acolo? Uh-huh. Da, acolo. Iar și se intră pe aici sau cum? Pe aici și pe sub noi. Uh-huh. Iar acolo în față e libelula. Aha, uh-huh. Uh-huh. Uite acolo așa. E o fluture. Fluture. Iar pe bolovan acolo, imaginea ce fiecare. Statui, da. Ceraș, Fecioara Maria. Da, da, asta vreau să zic. Acolo e o pasăre în stânga. Aici. Da, da. Da, e. Bine, zona pe doi ani de zile și încă n-am fost. Până astăzi. Uitați, a da. Fost vederea. Mm-hmm. Ăsta, a fost rupt. A fost ca și, da. Ca și eu. Și l-au scos afară. L-au scos afară, uitați cum s-a făcut și ăsta după. Da. Și ăla de afară și-a luat o culoare din aia gălbuie. Da, și se usucă, nu mai are... Da. Sănătate, mulțumim, la revedere. Am ajuns și la lacul Vida. Un lac mai particular prin prisma faptului că are acel gură de evacuare, cum să-i spun, pentru prea plin. Ca apa să poată, când atinge un anumit nivel, să se poată revărsa. Am ajuns aici pe niște drumuri imposibile, drumuri foarte proaste, drumuri comunale. Deci dacă veniți aici, aveți grijă cum mergeți. Dacă aveți autoturisme 4x4, e mai bine. Dacă nu, aveți grijă. Și noi am venit ușurel, că
menajăm mașina. Zona e frumoasă, într-adevăr. Cred că atunci când apa atinge un anumit nivel în lac aici, se revarsă pe acea gură de evacuare și iese aici. E deprisos să spun că scăldatul e interzis aici. Vă dați seama că asta e ca o pâlnie, cred, o țeavă imensă care scoate prea plinul de apă în partea cealaltă de baraj. Da. Păi cinzle. Iar acesta e barajul. Suntem în parcul 1 decembrie din Oradea. Un parculeț frumos. O zi superbă de început de vară. Aici este un monument dedicat ostașilor români care au luptat cu eroism împotriva rasismului, era să zic, doamne, împotriva fascismului. Pentru eliberarea patriei, pentru libertate și independență. Poate de zahăr și popcorn. Și o fântână arteziană. Vreți să pe o bancă? Hai să stăm. Părculețul e frumos. Și aici e acolo. Hai acolo. Ce, nu vă place șapca mea? E luată de la peștera urșilor. Pentru un urs. E șapcă cu New York. De Dorel. Nueva York. Nueva York.